Capitolul 13. Prima zi în afara legii. Prin 9 mai, după vacanța de Paști, m-am reîntors la Cluj. Mai era o săptămână de cursuri, după care trebuia să plecăm în practică, stagiari, fiecare într-un colț de țară. Urma ca în toamnă să ne luăm examenele de anul 4, iar în februarie să susținem lucrarea de diplomă. Mă temeam că din cauza absențelor de la cursuri, voi întâmpina greutăți cu semnarea carnetului de student, dar profesorii mi-au iscălit frecvența cu multă bunăvoință. Era în ultima zi de curs, 15 mai 1948. Mai aveam de audiat un ultim curs care începea la ora 9. Până atunci, eu m-am îndreptat spre poșta centrală, unde aveam de făcut o reclamație. Trimisesem un mandat poștal și nu ajunsese la destinație. Colegii mei de gazdă, H.U. Laurean și Lungu Valer, au plecat la facultate. Ajungând la poștă, observ că ce intru că la ușă în interior era postat o patrulă militară și un civil cerceta actele celor ce ieșeau. Câțiva tineri, ce păreau studenți, erau reținuți. Mă gândeam că la ieșire sigur voi păți la fel. Trebuia găsit altceva de făcut. Știam că la poștă lucrează sora colegului Mărcuș. O chem și o rog să mă ajute să ies afară. Să ies afară pe altundeva. Sub motiv că vreau să scriu plângerea, m-a introdus în ghișeu. Mi-a dat o coală de hârtie și m-am apucat de scris. Între timp, ea a găsit soluția. Un coleg de-al ei urma să ducă cu un cărucior niște pachete. I-am ajutat la încărcatul lor și sub ochii unei alte patrule militare, ce se afla în spatele poștei, ne-am îndepărtat trăgând de cărucior. Mulțumindu-i funcționarului că mă scăpase, m-am îndreptat spre stația de autobuz. Mă urc în cel de mănăștur. Când mă trezesc, acostat de un student de anul 2, al cărui nume nu-l știam, și care mă invită să mă dau jos din autobuz să-mi spună ceva. Nu vă duceți la facultate. Așa mi-au transmis H.U. și Lungu, că sunteți așteptați să fiți arestat. I-am mulțumit și am pornit pe străzi lăturalnice. Mi-am făcut planul să mă ascund pe la cineva care nu era bănuit și apoi spre seară să mă strecor spre gazdă. Mi-a venit în minte locuința fostului coleg de liceu, medicinistul Munteanu Vasile. El nu avea de ce a fi bănuit. Ne făcând parte din organizație și fiind căsătorit, soția ei va fi acasă. Trebuind să trec prin cartierul universității, observ grupuri de studenți, discutând pe stradă. Întreb un grup care îmi expune situația. În decursul nopții, poliția și armata au înconjurat căminul Avramiancu și au arestat o mulțime de studenți. Căminul a rămas ocupat de armată, care nu lăsa pe nimeni să iasă din el. Dimineața, în interiorul universității, patrulele militare și civilii arestau studenții pe baza unor liste. Nimeni nu mai putea să părăsească universitatea. Cei intrați ședeau la geamuri și de acolo anunțau pe studenți să nu intre în universitate. Cu 2 ani în urmă era de neconceput o astfel de îndrăsneală a poliției. Acum, poliția putea face ce vrea, fără nicio ripostă. Ba pentru studenții din anul 1 și anul 2, lucru părea ca de la sine înțeles a fi normal. Puterea populară trebuia să îndepărteze din universitate pe profesorii reacționari, fasciști, obscurantiști, dușmane poporului, agenții imperialismului ce se împotriveau fericirii poporului și așa zisei democrații. Că unii se chemau Blaga, Hațegană, Lupaș, acesta era un motiv în plus pentru a fi îndepărtați cât mai repede și odată cu ei și pe studenții lor. Am ajuns la locuința lui Vasile Munteanu și am spus soției că am convenit să-l aștept acasă până vine de la cursuri, fără altă explicație. Nu știa ce se petrecuse în oraș, altfel cred că nu mă primea în casă. Curând a sosit și Vasile, căci nu s-au mai ținut cursuri. Mi-a explicat ce se întâmplase la clinici, bibliotecă și la toate obiectivele studențești. Vorbea de arestări de sute de studenți, asistenți și profesori. Având și după amiaza cursuri, s-a dus, întorcându-se târziu spre seară, lăsându-mă o zi întreagă victima cicălelii soției sale.
Am aflat astfel prețurile exacte ale tuturor legumelor din piață. Peste 20 de ani, după ce doctorul Munteanu făcuse 7 ani de închisoare politică, unde a fost unul dintre cei mai optimiști, când era mai sumbră atmosfera în celulele de la iud, doctorul cânta de joc, iar bătrânul Ieronim Mihai din Bărcuț începea să joace toate frunzile se descrețeau. Și era medic în satul lui. Toată lumea s-a mirat de ce bunul și tăcutul medic Munteanu nu a găsit altă cale de a ieși din necazuri, decât luându-și singur viața. Am luat o carte de medicină și am încercat zadarnic să citesc. Doamne, cât de lung a fost prima zi petrecută în afara legii. Îmi amintesc cel mai mic amănunt, chiar și chipurile din cartea de anatomie pe care o aveam în față. Încercam să-mi aduc gândurile acasă, să cântăresc la rece situația și să iau hotărârea cea mai bună. La lungă durată mă gândeam, dar că voi petrece 29 de ani în afara legii, asta nu mă gândeam. Vasile a sosit spre seară, venea de la poliție, unde a ajuns cu toți studenții prinși în plasa unei razii în piața bibliotecii universitare. Soția îl certa de ce s-a dus pe acolo și așa mai departe. Stătuse vreo câteva ore la poliție și până s-a făcut trierea și i s-a dat drumul. Am plecat odată cu înserarea, mulțumindu-le pentru adăpost. Ocolind străzile circulate, m-am abătut pe la unii colegi de an, aflând amănunt de la agronomie. Noaptea, pe la 3, căminul studențesc a fost înconjurat de patrule militare și de poliție îndrumate de mai mulți studenți, între care colegii Oțoi Nicolae și Tiberiu Mureșan. Aceștia, cu lista în mână, intrau din cameră în cameră și arătau poliției pe cei căutați. Cei prinși, cu cătușele la mâini, au fost duși la poliție. Căminul a rămas închis și păzit să nu poată nimeni ieși din el. Dimineața au blocat toate intrările la facultate, arestând după o listă pe toți câți erau trecuți în ea. Se vorbea de vreo 30 de studenți arestați. Pentru ajutorul dat, Oțoi Nicolae avea să ajungă consilier al ministrului Moghioroș și din minister nu s-a mai dat jos, ba în plus păstrându-și terenul agricol din Alba Iulia, peste drum de Peco, unde și-a construit un fel de vilă care putrezește de vreo 25 de ani, fără ca cineva să se lege de ea. De el, mă rog. În prezent, 1990 vorbim, dacă s-ar valorifica acest teren, ajuns în mijlocul municipiului, proprietarul ar putea deveni cel mai bogat om din Alba Iulia. Dar să se țină la preț că acest teren al lui Oțoi Nicolae are valoare mare. E preț de sânge, căci Ilieș, Gotea, Marușca și alți studenți arestați atunci nu s-au întors din închisoare. Cine mai știe azi că acum 40 de ani în fruntea unei patrule de polițiști i-a strigat colegului său, Popa Dorin, în numele Republicii Populare ești arestat, și a pus cătușele. Celălalt personaj, Tiberiu Mureșan, va avea de străbătut o cale mai strălucită. Și el a pus cătușe la mâinile colegilor săi. A făcut carieră științifică deosebită, curând profesor universitar, director al stațiunii de ameliorare a plantelor Fundulea, rector al Institutului Agronomic Nicolae Bălcescu, București, academician în bună companie cu savantul de renume mondial, Elena Ceaușescu, este în prezent președintele Academiei Agricole. Într-un articol de ziar, 1991, își acuză pe unul din colegi, pe Davidescu, că pe când era student și-ar fi vândut colegii securității. Vezi ziarul România Liberă 1991. Între asistenți, trebușoara murdară a făcut-o Nicolae Giosan, al cincelea asistent al fitotehniei. O bună parte dintre colegii lui asistenți, mai ales cei imediat superior lui, câțiva profesori, au luat calea închisorilor,
de unde unii nu s-au mai întors niciodată. Și conform principiului socialist de răsplată după munca făcută, el a avut o înaintare și mai spectaculoasă. Profesor universitar, director la Fundulea, rector la Nicolae Bălcescu, ministru al agriculturii, academician și apoi președinte al Adunării Naționale. Mai mare, numai în locul lui Ceaușescu ar mai fi putut ajunge. Când i s-a citit rechizitoriul, în procesul fostului comitet executiv din 1990, a leșinat și apoi s-a sinucis. Ce prostie! A luat revoluția în serios. Trebuia să mai fi răbdat câteva zile că nu pățea nimic. Da, vânzătorii de fraze din România de atunci și vânzătorii de azi, nu vă temeți. Faceți-vă meseria cu încredere, ba chiar cu pasiune. În România, în ghilimele, munca asta vă va fi răsplătită. Veți obține tot ce doriți, avere, ranguri, decorațiuni. Nimeni nu se va atinge de, așa zisa, cinstea voastră. Tineretul neștiutor vă va sorbi cuvintele din gură, închinându-se marilor voastre personalități, dorind să fie și ei tot atât de mari ca și voi. Nu vă temeți nici când veți fi invitați la un simulacru de judecată. Nu veți păți nimic. Românii nu-i ucid fizicește și sufletește decât pe cei care muncesc și luptă pentru binele țării.